Bună seara, bună seara, iar începe Brambureala, 6-6 e un pamflet, așa că să fii atent. Bună seara, Radu! Bună seara, Claudiu, bună seara, oameni buni! Am revenit la 6 TV, Radu și Claudiu, din nou pregătiți, acum mai mult decât pregătiți, pentru că am avut pauza de ieri, ați fost alături de colegii noștri care s-au ocupat de politichia asta, căci iată am început campania prezidențială și o să avem și noi în seara asta multe știri, multe breaking news-uri, ca de obicei. Despre tot felul de candidați, despre tot felul de scandaluri care au apărut, care se desfășoară și care cu siguranță o să ne mai rezerve ceva surprize pe viitor. Eu unul să știi că abia aștept, Claudiu. Sunt tare curios ce ne-ai pregătit pentru această seară. Astăzi am avut o zi, mă rog, nu noi, un personaj anume, și anume e vorba de Călin Popescu-Tăriceanu, inimă zburdalnică, cum îți place ție, Radu, să-i spui. Și-a lansat candidatura oficială, uite, aflăm din evenimentul zilei, Tăriceanu și-a lansat candidatura la președinție și ne spune domnul Călin Popescu-Tăriceanu, vreau ca România să devină a șaptea putere a Europei. De ce a șaptea, Claudiu? Nu știu, probabil că sunt și alte câteva țări prin Europa asta care sunt mai puternici așa, mai puteri decât România. Dar, curios, nu știu clasamentul, tu ești la curent clasamentul, care ar fi primele șase puteri ale Europei? Ale Europei, din punctul meu de vedere, pe primul loc cred că este Germania. Pe locul 2 Anglia, pe locul 3 Franța, pe locul 4 probabil Spania, pe locul 5 Italia, 6 habar n-am și pe locul 7 România. Crezi tu că ar putea să ajungă România pe locul 7 ca putere a Europei? Sincer? Sincer. Dacă Tăriceanu a spus că are o inimă zburdalnică chestia asta, de ce să nu fim și noi? Oarecum de acord. Bine ar fi asta pentru noi, pentru toți, pentru că ar însemna pentru noi, pentru români, că am stat mai bine la buzunare acolo. La capitolul cheșcherei. Într-adevăr. Ai grijă ce faci cu ei. Vedem noi dacă România poate sau va putea să devină a șaptea putere a Europei. Ne-a zis-o astăzi Călin Popescu-Tăriceanu, când și-a lansat candidatura oficială. Îmi cer scuze că te întrerup. Dacă îți aduci aminte, într-o emisiune trecută, am făcut noi o caterincă legată de supermarket, hipermarket, de ce nu au românii o putere foarte mare de cumpărare. Da. Cu cât au puterea mai mare de cumpărare, cu atât hipermarketurile s-ar putea să rămână goală, știi? Și am făcut și eu o glumă atunci, am făcut mai multe, îi rugăm pe cei care vor să afle gluma noastră, pentru că noi suntem spontani, noi avem pamflet, să ne caute și pe YouTube și să vadă emisiunea noastră, nu știu, de data trecută sau de acum de două dăți. A fost foarte interesantă gluma aia. Da, și vă promitem că o să mai facem multe, multe glume, pentru că avem foarte multe subiecte care ne dau dreptul ăsta, ne rezervă libertatea asta de a glumi. Claudiu, ești pregătit cu ceva anume. Ia să vreau să-mi depun candidatura. Vrei să-ți depui candidatura? M-am hotărât. În direct spun și în exclusivitate să fiu noul președinte de bloc, la blocul meu. Vreau să candidez acolo și să fiu președinte de vot, de bloc, pardon. Am strâns 23 de voturi de la apartamentele prietene cu mine și am zis așa, votați-mă pe mine ca să-mi fie mie bine. Cred că colegul Radu e sincer, asta e bine, într-adevăr, uite, mulți dintre politicienii noștri ar face bine să-i urmeze exemplu, băi, sinceritatea de multe ori te poate ajuta, poate fi de folos, utilă. Mă, îmi place că ești sincer, Radu. Și ai strâns semnăturile deja, aici da, voturi asigurate? 23 de voturi. S-ar putea să fiu chiar pe primul loc. Cât ai? 23 de voturi de semnături și cât? Am înțeles că ar fi doar 22 de apartamente. Cum? Deja ai fraudat? E un vot în plus? Nu, pentru că a votat și mama și tata. Da, voturile acolo în familie, într-adevăr. Măi, eu mă chinui aici. E o mică problemă tehnică. Cum au apărut foarte multe probleme odată cu această campanie prezidențială care a fost lansată. Cum zic rușii, cacaie tehnica. Adică ce înseamnă asta? Adică cred că e ceva legat de o problemă în legătură cu tehnica. Adică ai o problemă tehnică. Da, e o mică problemă tehnică, dar o rezolvăm. Noi până rezolvăm mica problemă tehnică, hai să rămânem la capitolul politică. O altă declarație interesantă a domnului fost premier Emil Boc. Îți mai aduce aminte de Emil Boc? Da, tipul acela cu cioc, impunător, așa, domnul profesor, care
din întâmplare a fost lovit în față cu cerneală. Ah, da, uitasem de episodul ăla. N-a fost deloc plăcut pentru domnia sa. Ei bine, domnul Emil Boc, fostul premier, fostul și actualul primar al Clujului, nu? Emil Boc ne spune în evenimentul zilei. Claudiu, îmi cer mii de scuze. Oameni buni, îmi cer mii de scuze. Am făcut o mare, mare gafă. Când a spus colegul despre Emil Boc, eu m-am gândit la Emil Constantinescu. Îmi cer mii de scuze. A, Emil Constantinescu, fostul președinte, fostul a fost președinte, cel care a pățit-o cu cerneala, nu? Da. Emil Boc, ce a pățit el foarte, foarte tare, a fost la o emisiune a unui tip destul de interesant, care a avut emisiunea aia în Panama, sechestrat în Panama sau ceva genul, care trăgea și până suc. Și vreau să spun că a fost o fază foarte interesantă în care fostul premier a intrat în platou și erau niște scări în partea dreaptă, așa, dacă vă închipuiți puțin platou. N-a fost atent, erau scările foarte aproape, nu avea balustradă, n-avea nimic și el, săracul, a căzut în direct. Erau, cred că, aproximativ 2 metri, toată lumea s-a speriat să nu moară Boc. și din fericire n-a murit, n-a pățit nimic și este în continuare un mare susținător al nuțicii. Bă, da, mi-ai adus aminte, uite, de câteva episoade. Am o întrebare sinceră pentru tine, aștept un răspuns la fel de sincer. Te rog. Chestia aia, ca acea căzătură a domnului Boc, mă, crezi că a fost pe bune sau a fost o chestie regizată? Tati, spune-o de să cazi de la 2 metri. Nu cred că s-ar fi băgat la o asemenea regie, nu? La o cascadorie din asta, în niciun caz. Deci a fost o lovitură mult mai mare decât injurile acordate de către oameni în momentul în care a tăiat pensiile și toate problemele alea care le-a făcut. Deci ce spun eu, atunci... Hai să lăsăm la parte problemele paduse făcute de domnul Emil Boc. Tot de politică, nu? E tot legat de politică și uite, mi-a strâns curiozitatea declarația domnului Emil Boc. Tot în evenimentul zilei am găsit. Vorbește despre nuțica, despre un alt candidat la prezidențiale, vorba de Elena Udrea. Și ne spune domnul Emil Boc, iată, Elena Udrea va ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale, a afirmat primarul Clujului Emil Boc într-un interviu. Mai zice domnul Emil Boc, cred că ajunge doamna Udrea în turul 2. Cel care vine din urmă vine cu șanse mai mari. Și în acest moment Udrea are șanse reale de a intra în turul 2, ne mai spune Emil Boc. Fostul președinte al PDL a mai afirmat că Elena Udrea este privită mult mai bine de către electoratul PDL în comparație cu Klaus Iohannis. Emil Boc întrebându-se de ce Crin Antonescu nu îl susține pe Iohannis. Acum, Crin Antonescu, mă rog, eu nu sunt la curent, dar sper să aflu zilele acestea. Crin Antonescu susține pe cineva? Nu. Nu, deci Crin Antonescu, de când a plecat din, oarecum așa, din lumea asta politică, eu zic că s-a ascuns foarte bine și cred că stă undeva foarte ascuns până după alegeri. Și revine după alegeri? Și revine după alegeri, în forță, bineînțeles, cum ne-a și obișnuit. Da, mă, dar mi-aduc aminte și cred că ți-a adus și tu aminte și telespectatorii noștri și aduc aminte de perioada aceea în care domnul Crin Antonescu a fost președintele interimar al României și a stat pe la Cotroceni vreo lună, o lună jumate, nu? Claudiu, și i-a plăcut. Eu cred că s-a retras pentru că piratul, da? Adică domnul președinte Traian Băsescu, cred că are un dosar. E o nouă poreclă sau mai veche? Nu știu, veche, nouă. Cred că are un dosar și pentru... Că Traian Băsescu are dosare pentru toată lumea. Cred că are și pentru Crin Antonescu. Și ea, cred că i-a spus, Crinuț, te rog frumos, retrage-te, lasă-l pe Klaus, că s-ar putea și pe Klaus să-l dea, să-l coale așa șase case. Adică are... Are, cum se cheamă, act de cojocul fiecărui prezidențiabil. Rămâne la politică. Ca în final, îmi cer scuze ca să-mi continui ideea, ca în final să câștige nuțica, visul președintului. Dar părerea mea că nu se poate așa ceva. Să câștige? Nuțica. Da, mă rog, vom afla în ziua alegerilor prezidențiale. Părerea mea e că, deci, o părere personală, la câți bani are de la toți ăștia, toți oligarhii ăștia pe care are în spate, Măzărică, băia, ăia, Dragnea, Magnea și toți ăștia, părerea mea e că cel mai bine stă pe cash și double V și s-ar putea double V cu cum se fac manevrele alea, cu voturile, cu alea să plimbă, pac, 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 cu autocarele, cu toate alea, s-ar putea din cauza banilor și traseiștilor electoral, cu toate combinațiile alea, s-ar putea să câștige
Double V, din cauza banilor, nu știu, întotdeauna banii câștigă, din punctul meu de vedere. Parada există de Double V, repetăm, pentru cei care nu Victor sunt Viorel la curent, este Ponta. Victor Viorel. Găsisem aici ceva de Victor Viorel, vorbeai tot de cash, de bani și deodată s-a umplut ecranul de reclame, adică și de reclame super de scumpe, da? Dar uite, am găsit de Double V, de premierul Victor Viorel Ponta, în Adevărul de astăzi. Adevărul ne prezintă portretul lui Victor Ponta, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, păcatele și virtuțile micului Titulescu, cum îi se mai spune lui Double V. Dar cine spune așa? Micul Titulescu? Da. Măi, multă lume. Expresia asta am auzit-o de mult. E folosită mai de mult așa. Victor Viorel Ponta, micul Titulescu. Adică tu îl prevezi că o să apară și el pe o bagnotă? Nu știu. Momentan nu, cu siguranță. Cine știe peste vreo 100 de ani așa? E de posibil, obicei, nu? Oamenii apar pe bagnote post-mortem, nu? Într-adevăr. Dacă aș putea să scap și de aceste reclame, ar fi foarte bine, dar uite, vorbeai de Victor Viorel Ponta, vorbeai de alegeri de bani. Ce au purul banii din reclame, da? Da, și am înțeles că sunt foarte scumpe. Îl avem așa, pe Grasul XXL, care a declarat la un post de radio, am 2 luni de când n-am mai mâncat șaorma. S-a lăsat de șaorma. Și am citit eu pe aici că are 33 de ani și prietena lui îl ține la cură de slăbire și vrea să arate bine ca Grasul XXL să fie Grasul XXS. Poate se gândește să-și schimbe și numele de scenă, Slabul XXL, dar nu cred că i-ar da bine, nu cred că ar prinde bine. Muzică bună face, apropo, și cred că cei care ascultă s-au obișnuit cu acest nume de scenă, nu cred că s-ar potrivi dacă ar mai da jos din kilogram. Uite-l. Rapperul a povestit. Așa, de când a început el, uite, cu câteva kile în plus, așa. Rapperul a povestit că îi place foarte mult șaorma, dar că a fost pus de prietena lui, la cură de slăbire, exact cum am spus. Cred că am vreo 2 luni de când n-am mai mâncat șaorma. M-a pus Laura la dietă. N-am voie să mănânc nimic. Sunt băiat cu minte, nu mai beau nimic. Nici măcar apă plată cu lămâie? Se referă la ce fel de... Nu mai beau nimic, probabil la alcool. Și să nu uităm și să le spunem telespectatorilor noștri că alcoolul în cantități mari dăunează grav sănătății. În cantități mari, într-adevăr, da. Acum depinde... Da, mă rog, uite-mi, văd pozele. Ba, mă, că îi stă bine așa, de ce s-a pus el la dietă? Are iubita lui așa niște gânduri, ha? Da, probabil că vrea să spună să-l facă Grasul XXS și probabil mă gândesc din punctul meu de vedere că și-ar dori să aibă și un bărbat cu pătrățele, un rapper cu pătrățele. Adică un Jay-Z, o chestie, o șmecherie, o combinație, nu? Păi da, atunci îi transmitem noi iubitei lui Grasul XXL că e cale lungă. Adică nu e vorba doar de șaorme sau alte alea. Adică până la pătrățele. Pătrățele, colegul... Gata, mi-am dat seama, colegul Radu, de unde vine asta cu pătrățele. Pe pagina sa personală de Facebook astăzi mi-a făcut o surpriză așa. Am văzut o poză foarte interesantă, colegul Radu, la o sală de fitness. Și tu, pătrățele, ceva? Eu tocamdată sunt cu bulețe, dar în viitor apropiat promit că mi-a murit laptopul. What the fuck, nu mi-am laptop. S-a întâmplat neprevăzut. Da, seara aceasta este o seară specială, într-adevăr. Cred că Ponta se ține de poante, Claudiu, nu știu. Da, probabil. Hai să revenim la partea politică. Spuneam... Da, ce se întâmplă? Care, e chiar ceva ciudat. Da, uite, vorbeai de Victor Viorel Ponta. Care e vestea proastă, Claudiu? Este că eu l-am băgat în laptop aici, dar nu este alimentat la priză. Dar nu e niciun fel de problemă, pentru că din 2 laptopuri am rămas decât cu unul. Așa că, dragul meu Claudiu, dacă vrei și dacă poți și dacă îți dorești să nu ne facem de bază la această emisiune, să mă ajungi pe mine cu câteva informații. După cum puteți vedea, să nu facem reclamă, a murit săracul laptop. Deci nu putem să vedem nimic. Da, este o seară specială, într-adevăr. Să moară mă asta, dacă nu mi s-a... Este o seară specială. Colegul Radu se ocupe de laptopul. Da. Bine, și eu trebuie să mă ocup de al meu în pauza care o să avem noi publicitară peste câteva minute. Mare, mare efort să pun mână de la mână de la toți oamenii din bloc
pot să măresc puțin taxele și impozitele în bloc. Acolo unde vrei tu să gandezi, nu președinte de bloc, exact, da, cum am înțeles. Băi, o campanie electorală foarte interesantă. Și promit că nu o să pun 40 de taxe în plus, o să pun vreo 39. Bun, lăsăm campania electorală a colegului Radu și revenim la Victor Viorel Ponta, pentru că vă spuneam un titlu din Adevărul de astăzi, Portretul micului Titulescu. Ne spun cei din Adevărul, iată, premierul Victor Ponta, cel mai bine cotat candidat din cursa prezidențială din noiembrie, a abandonat cariera juridică pentru a avea un parcurs fulminant pe scena politică. Adevărul a făcut o radiografie a vieții premierului, așa cum a fost ea, cu bune și cu rele. Mă rog, s-a născut în urmă cu 42 de ani, chiar la lansarea oficială pe Arena Națională. La lansarea oficială, iată, aici era mai tinerel. E foarte simpatic. Tinerel, e atât de dulce. Mânca la tata, păi. 42 de ani, vă spuneam, pentru premierul Victor Viorel Ponta, bucureștean, s-a născut în București și este cel mai tânăr candidat înscris în cursa pentru cea mai înaltă funcție în stat. Nu știu, părerea mea e care fața aia de pururea tânăr, nu știu. Adică uite, e un copil bătrân, nu știu. Într-un interviu bătrân, bine, la 40 acordat de mama premierului, aceasta declară că încă de mic Victor Ponta avea inclinații de lider. Wow. Spune mama premierului: el a fost din grădiniță un lider și apoi la școală, în liceu, mai ales când s-a apucat de basket, era o vedetă. Wow. El stabilea întotdeauna unde se fac excursiile, el era ghidul și le povestea istoria locurilor vizitate, captând atenția oamenilor. Băi, uite că de când era mic, Claudiu, povestești atât de bine încât s-ar putea ca oamenii să adoarmă. Originile italiene. Iată, asta un titlu. Asta e fenomen. Ia uite-te cum se uită. Îți spune ceva? Vezi vreo legătură cu aceste origini, da, italiene? Pozele, da, astea? Seamănă cu personajele din desene animate. Pe sub sprâncenă. Mickey Mouse. Nu? Seamănă cu Mickey așa. Inocent, auzi, da, ne spun colegii noștri. Da, era o poză în care, da, părea chiar foarte inocent. Auzi, mă, Claudiu, știi ce am observat eu la televiziunea asta? Eu n-am baterie la laptop. Și eu n-am nici cască. Tu ai și bateria la laptop, tu ai și cască. La mine laptopul e mai mic, la tine laptopul e mai mare. Ce-o fi asta, mai era? Ce-o înseamnă asta? Habar n-am. Păi uite, și în cursa asta pentru prezidențiabilele care au început cursa asta, a început acum de câteva zile. Și în cursa aceasta avem foarte mulți candidați și se tot vorbește, se tot bârfește, care unul ar fi mai mic, altul ar fi mai mare. Vedeam astăzi pe mai multe televiziuni naționale un început de sondaj de opinie, se spune așa, Teodor Meleșcanu, slab de tot. A fost dezamăgit așa. Era trecut acolo cu doar 1% Teodor Meleșcanu. Deci să înțelegem că e mic. Da. E mic la votul, la numărul de voturi. Dar să nu uităm că pentru început, e un Radu, personaj pentru că destul de înalt. Deci vorbim de fostul director al SIE, Serviciul, da, de Informații Externe. Adică nu oricine ajunge acolo. Sigur că da. Și mai ales să-și dea demisia așa. Pentru ce? Pentru o luptă cu adevărat interesant, puternică. Vedeam și citeam zilele acestea, Teodor Meleșcanu s-ar putea la un moment dat în această cursă, când va veni vorba de împărțeala aia voturilor, să formeze o legătură de prietenie, o alianță, ba cu unul, ba cu altul, depinde acum. Ar fi destul de mulți interesați de, bine, nu cred că acel 1%, de cât o fi la sută acolo al lui Teodor Meleșcanu, foarte mulți interesați de, Claudiu, acele procente ale lui Teodor Meleșcanu, care o să vină cu siguranță. El se bazează pe faptul care dă mai mult, adică din punct de vedere a unei funcții sau chiar ceva cash? Care dă mai mult, care dă mai mult în turul 2, da? O să se țină cont și de voturile pe care le-a avut el și să-i roage pe oamenii care au votat pentru el să voteze pentru cel care desemnează el, care alege el. Băi, Radu, nu știu exact cum o fi în politichia asta românească, dar din ce tot vedem, iată, și auzim în fiecare zi, e vorba de tot felul de alianțe, mai mult sau mai puțin solide, mai mult sau mai puțin deschise și reale. Îți spuneam înainte, cu siguranță Teodor Meleșcanu își va găsi un partener, cel puțin un partener, în scara politică, mă refer, nu ne gândim la un alt fel de partener, nu intrăm în acele detalii, își va găsi cel puțin un partener cu acele voturi, cât la sută vor fi, nu contează,
nu e vorba de bani, hai să fim serioși, e vorba de tot felul de promisiuni politice. Ce se va întâmpla după ce se va încheia această campanie pentru prezidențiabil? Hai să facem pronostic așa, mai în glumă, mai în serios. Tu cu cine crezi că se unește? Teodor Meleșcanu? Da. Păi eu personal cred că domnul Teodor Meleșcanu are două variante, doi posibili parteneri. Da, care crezi tu? Păi, în primul rând ar fi Klaus Iohannis, așa cred eu în primul rând, și în al doilea rând Victor Viorel Ponta. Acum depinde, primul loc, locul 2, depinde ce se va întâmpla, pentru că avem cale lungă. Mai avem de acum încolo aproape două luni în care, iată, de la zi la zi apar tot felul de știri, se ceartă o parte, se împacă cealaltă parte. Mi-a plăcut această declarație, vă citam din evenimentul zilei, al lui Emil Boc despre Elena Udrea. Pentru că aduți aminte, în urmă cu câțiva ani, lucrurile n-au fost tocmai roz așa. Între Emil Boc și Elena Udrea apăruseră la un moment dat prin prisma președintelui Traian Băsescu că în primă fază Emil Boc sub aripa protectoare a lui El Presidente, dar nu țica sub o aripă și mai protectoare, și apăruse tot felul de discuții de pot să zic scandaluri, dar n-a fost chiar așa roz, știi, toată povestea. Din ce știu eu, legat de scandaluri și chestiile astea, au fost niște probleme în PDL. Deci Boc, omul lui Traian Băsescu, la un moment dat șefia a fost preluată de către Blaga, se dorea ca să câștige nunții, dar am mai spus și într-o emisiune trecută, a fost diferență de 2000 de voturi în favoarea lui Blaga și a făcut partidul lui Nuțica. Traian Băsescu a ajutat-o foarte mult și o ajută în continuare. Emil Boc, în mod normal, fiind din PDL și rămânând în PDL, ar fi trebuit să îl susține pe Klaus Iohannis, dar vedem că o susține pe Nuțica. Radu, scuze-mă un pic, discutăm în continuare, pentru că o să luăm o scurtă pauză publicitară, discutăm în continuare despre susținerile astea din viața politică și mai avem și alte subiecte din lumea VIP-urilor, nu uităm. Scurtă pauză, Radu și Claudiu, revenim imediat. Bună seara, bună seara! Continuăm cu brambureala. Că este o brambureală cu adevărat în seara aceasta, sfârșit de săptămână, ne pregătim de weekend. Cu siguranță și politicienii noștri se pregătesc de weekend. Bună seara, oameni buni, pentru cei care nu ne-au urmărit până acum. Lăsăm puțin politica deoparte, Radu? Sau ai tu acolo ceva pregătit? Că colegul Radu iubește așa la nebunie partea asta politică. Avem aici o informație destul de interesantă. E de ultimă oră, nu? Breaking news, cum suntem obișnuiți de atâta timp în presa. Da, e legată de ziua de astăzi. Cutremur pe scena politică. DNA cere aviz pentru urmărirea penală a 9 foști miniștri în dosarul comisioane de milioane la nivel înalt. Și milioane multe, am înțeles. Foarte multe milioane. Este vorba despre un contract. Primul nume pe lista DNA este cel al senatorului PSD Ecaterina Andronescu, ministru al educației și cercetării în perioada 28 decembrie 2000-19 iulie 2003, deputatul Valerian Vreme, fost ministru al comunicațiilor și societății informaționale în perioada 2010-2012, Șerban Mihăilescu, în prezent senator. Lista este completată de Dan Nica, Adriana Țicău, Gabriel Sandu, Alexandru Atanasiu și Mihai Tănăsescu. Nume grele, mulți nume grele și sume foarte mari, foarte mari de bani. Mai exact este vorba de 54 de milioane de euro și zeci de milioane de euro care au rămas în buzunarele lor. Uite, căutam și eu și am găsit subiectul ăsta pe care l-ai adus tu în discuție, Radu, Microsoft, foarte, foarte interesant. Microsoft cooperează pe deplin în ancheta DNA privind licențele software pentru școli. Firma Microsoft este determinată să respecte cele mai înalte standarde legate de etică oriunde desfășoară operațiuni comerciale și cooperează pe deplin în ancheta DNA, se arată într-o declarație de presă a Microsoft România.
Căutam și eu despre acești foști nouă miniștri implicați în scandalul ăsta. Uite, am găsit în Jurnalul Național. Și apare tot cine altcineva decât W, premierul Victor Viorel Ponta, care vorbește despre urmărirea penală a nouă foștii miniștri. Singurele informații pe care le am sunt referitoare la ilegalități comise de către miniștrii Funeriu și Vreme. Premierul Victor Ponta ne mai spune că justiția trebuie să-și facă datoria în cazul celor nouă foști miniștri pentru care Direcția Națională Anticorupție, DNA, a solicitat începerea urmăririi penale și a precizat că singurele informații pe care le deține în acest dosar datează din 2010. Ne mai spune domnul premier, nu pot să comentez pentru că nu e vorba despre niciun ministru al cabinetului pe care îl conduc. Singurele informații pe care eu le am sunt cele pe care le-am și prezentat public, constatate de către corpul de control al primului ministru, referitoare la nereguli grave și ilegalități comise de către miniștrii Funeriu și Vreme, dacă nu mă înșel, mai zice domnul Ponta. Dar nu e sigur, s-ar putea să se înșele. Alte lucruri nu cunosc, ne mai spune domnul premier, și nu pot să comentez. Informațiile la care am avut eu acces sunt cele din 2010. Justiția să-și facă datoria, a încheiat domnul premier. Să-și facă datoria, cu siguranță toți gândim același lucru, dar ne punem din nou întrebarea. Își va face datoria justiția? Cu siguranță își va face datoria. Eu am încredere. Așa să fie. Hai să lăsăm puțin politicienii deoparte, căci ne mai trebuie și zâmbetul pe buze, așa, nu? Da. Din lupta asta politică, iată, acuzații, DNA și câte și mai câte, zeci și sute de milioane de euro, lăsăm asta deoparte. Răsfoim tabloidele și ce găsim? În Libertatea, de exemplu, iată, Andreea Bănică, fără chiloți în direct la TV? Fanii au făcut-o praf pe Facebook. E o întrebare, nu e o afirmație, să vedem ce detalii ne dau cei de la Libertate. Ia uite pe Andreea, măi, aici are chiloți, se vede foarte clar în pozele astea, deci nu e aici o afirmație, nu e o întrebare. Cei de la Libertatea, iată, ne spun. Andreea Bănică a fost invitată la un show TV, a apărut în direct în studio, a cântat o piesă, numai că vestimentația aleasă a dat naștere controverselor. Niște poze aici în Libertatea, nu-mi dau seama exact dacă sau nu cu bikinii. Dar ne mai spune-i, rochia lungă, vaporoasă și aurie a fost despicată periculos de mult, iar mișcările au dezvăluit ceva ce poate nu și-ar fi dorit. Zonele intime au fost la vedere, iar toți cei din jur s-au întrebat dacă nu cumva și-a lăsat lenjeria intimă acasă. Păi Andreea, chiar așa să fie uitat lucrul acesta? Mai mult, cântăreața a postat pe Facebook fotografii din emisiune, iar admiratorii au luat foc. Claudiu, s-ar putea să fie criză și la personajele astea tabloide? Băi, o fi sau nu fi, nu știm, dar te adică gândești că de criză să nu... Că n-avea bani de bikini? Nu cred, nu cred. Au luat... Și mai ales acum că este foarte, foarte frig afară, nu? A început. Băi, s-a lăsat frigul, da, uite, am scăpat, bine, cu ghilimele, eu n-aș vrea să scap de cele 30 de grade cel puțin. Să nu uităm o vorbă legendară, iarna nu-i ca vara. Da, da, într-adevăr, cine zis o știe, într-adevăr. Revin la Andreea Bănică, spuneam, fanii au luat foc, mă, pe Facebook. Uite, spuneam, mai mult când Andreea a postat pe Facebook fotografii din emisiune, iar admiratorii au luat foc. Nu ai lenjerie intimă pe tine. Se vede tot. Nu muzică, pentru că la spectacolul pe care l-a făcut fără... nu-i frumos. Da, bine, cred că subiectul ăsta, v-am zis, uite, în Libertatea pentru curioși, pozele care le-am văzut aici nu spun nimic, adică nu mi-a dat seama dacă era cu sau fără. Dar cred că dă bine așa, știi, mai crești un pic ratingul, mai dai un click acolo, mai cauți pe Andreea Bănică, îți mai iese o piesă, mai asculti, nu? Și e ok. Normal. E ok până la final. Normal. Oricum, Gagica chiar are ce să arate. Rămânem în lumea asta, mondenă, dar o altfel de lume mondenă, pentru că, țineți-vă bine, e vorba de vrăjitoare. Wow, e vorba de vrăjitoare. Spooky! Iată, am găsit în cancanul din această Oana seară. Oana Zăvoranu, cred. Bineînțeles, bineînțeles. Wow. Cine altcineva. Am ghicit. Revine scandalul vrăjitoarelor. Cum a decurs întâlnirea Oanei Zăvoranu cu mediatorul și ce sumă fabuloasă le cere acuzatelor? Ia să vedem ce sumă fabuloasă cere Onuța. Ne mai spun cei de la Cancan. Oana Zăvoranu a declarat în nenumărate rânduri că a fost înșelată de vrăjitoarele Melissa și Vanessa, care au obținut de la ea sume mari de bani și un autoturism de lux. Astăzi, bruneta a mers din nou în instanță. Oana Zăvoranu speră ca lucrurile să se rezolve pe cale amiabilă, iar procesul să nu mai continue. Claudiu, ca să fac așa o mică completare,
autoturismul acela de lux este o mașină pe care și-a recuperat-o. Ea s-a plimbat, autoturismul s-a plimbat pe la mai multe clanuri din astea de oameni de culoare, romi, și până în final a ajuns la ea. Și legat de bani de astea, eu cred că niște sume fabuloase care, părerea mea e că nu sunt adevărate. Adică sunt mai mult din burtă, știi? Banii care ar fi dat Oana Zăvoranu acestor două regitoare? Da. Și cred că acum încearcă să le ia și pe nas și pe gură. Cine știe? Am văzut multe declarații. E posibil să fie și aici un mic scenariu. Dar, în fine, spuneam ce am găsit în cancanul din această seară. Uite, ne mai spune cancan Oana Zăvoranu. Pe 29, probabil că se referă de dată, 29 septembrie, cred. Uh-huh. Pe 29 este foarte probabil că acest proces să se încheie și atunci orice împăcare nu mai are temei. Le este frică, fii atent, e dură Oana. Le este frică să nu facă pușcărie. Orice om deștept își dă seama că nu poți să apelezi la o mediere dacă subliminal îți recunoști fapta. Recunoști că ai furat acea persoană și ai mai făcut-o și în mass media de râs, că este drogată și nebună. Avocații unora dintre inculpați l-au căutat pe avocatul meu, mai zice Oana, ca să ne întâlnim la un mediator. Mâine, la ora 1, suntem aici și dacă acceptă condițiile noastre, care sunt foarte avantajoase, îmi închipu ce condiții avantajoase dacă sunt puse de Oana Zăvoranu, banii trebuie să mi se restituie, împreună cu casele și mașina. E vorba de case, nu de o casă. Deci știi ceva și cu casele? Casele? Casele, așa zice. Și trebuie să faci asta ca să nu-ți bată închisoarea la ușă, a mai declarat Oana Zăvoranu. La drum deschis, în dubă închis. Da, Oana Zăvoranu, un alt personaj foarte, foarte interesant din lumea mondenă, să-i spunem. Mi-aduc aminte, eu personal, acum vreo câțiva anișori, așa, nu mai știu, exact vreo 4, 5, 6, se organizase un mare, mă rog, nu chiar așa de mare, o adunare acolo referitor la câinii maidanezi. Uh-huh. Fuseseră iar niște scandaluri create tot felul de organizații de acestea pentru drepturile animalelor, pentru că în capitală se întâmplase în urmă cu câteva zile, din nou, o tragedie, un alt om fusese omorât, mușcat atât de des și de bine sau de rău, încât fusese omorât de niște câini vagabonzi. Și referitor la Oana Zăvoranu, în centrul capitalei, la acea organizație, cine crezi că era cu o mare portavoce așa și țipa din toți plămânii pentru drepturile animalelor? Oana Zăvoranu. Să nu uităm că are niște plămâni adevărați. Într-adevăr, nu știu, adevărați la ce, nu știu, depinde când are, la ce te referi, pentru că când are, când a recunoscut-o, sunt deja câteva operații, nu doar una. 5-6. Da. Deci nu mai sunt adevărați, adică, mă rog, sunt adevărați, dar nu sunt naturali. Exact. O lăsăm pe Oana Zăvoranu cu vrăjitoarele și cu toate problemele ei. Găsiți acolo în cancan mai multe detalii. Am găsit în clicul din această seară, dar nu se deschide. De ce Claudiu, îți mai aduce aminte de Mărculescu, legendarul Mărculescu? Boaștele înapoi, Costin Mărculescu. Boaștele, liceeni, bineînțeles, da. Ce crezi mai că a făcut Costin? El astăzi? S-a căsătorit, Claudiu. Păi casa de piatră, măi, Costine, ce să zicem, nu? Exclusiv, Mărculescu i-a pus soției silicoane înainte de nuntă. Foarte interesant. Înainte de nuntă? Astăzi este o zi mare pentru Cosmin Mărculescu. La 46 de ani acesta va ajunge pentru prima dată în fața ofițerului de stare civilă alături de iubita lui. Ce părere ai despre asta, Claudiu? Mi se pare foarte interesant. I-a făcut un cadou superb, cred, cu doar, soției înainte de nuntă. Cu doar o săptămână înainte de a se mărita, ea a mers cu Mărculescu la o clinică privată și și-a îndeplinit marele vis. Ela a optat pentru un implant de 400 de mililitri. Iarna nu-i ca vara. Și să știi că femeia cu sânii este interesantă. Nu? N-am să scoate, adică... Deci, într-o femeie cu sâni și una fără sâni, chiar și... Adică, preferi sânii natural sau sânii artificiali? Sau... Băi, dacă îi trebuie în aceste detalii, uite, putem chiar face un sondaj de opinie. Lumea, în general, așa, ce părere are, ce ar prefera? Naturalețea, cred că este... E cel mai frumos lucru, nu? Băi, ce e natural așa. Ce zice dacă ne-ar da oamenii SMS și ne-ar spune părerea lor? Ce preferă între sânii naturali sau sânii artificiali? Sau cu sau fără sâni?
Ar putea să fie și o cale de mijloc, știi? Pentru că am înțeles că aceste operații și cu acele materiale sunt totuși destul de scumpe, chiar foarte scumpe. Apăruse la un moment dat pe o rețea de socializare un banc, o glumiță, să-i spunem așa. Domnule, ce cadou ai făcut iubitei tale? Băi, mi-a cerut să-i silicoane, treburi, căci așa e la modă, se poartă. Păi bun, și cum ai îndeplinit dorința? Băi, și da și nu. Păi cum, că nu înțeleg? Păi n-am avut bani decât de unul. Și ce? Păi și a zis da. Îți închipui? Pe bune? Nu, era o glumă, era un banc. Da, a mai fost un banc foarte interesant, tot legat de unul și de chestiile astea cu unul. Se duce un cocoșat într-un cimitir. Merge pe acolo și se întâlnește cu moartea. Și moartea îl vede pe cocoșat cu cocoașe în spate și îl întreabă, ce e acolo? La care cocoșatul spune, o cocoașe, la care moartea spune, ok, ia-o și pe asta. Și s-a făcut dromader cocoșatul. Cred că bagul ăsta ar merge și în clasa politică, nu? Mai avem o știre destul de interesantă, tot așa mondenă, ca să îi ținem pe oameni la curent cu ce se mai întâmplă. Exclusiv Adrian Minune a sărbătorit 40 de ani la un luxos salon de ceremonii. Iar cadou din partea primarului Angel Rababoc, primarul din de la el de acolo, de la... De la el, dacă sică. Unde stă el acolo? De unde se trage el, da. I-a oferit cadou unde are reședința să se numească strada exact cu numele lui. Adică strada Adrian Minune. Îi vor pune numele unei străzi? Da. Ah, da. Deci modifică cum era înainte și deci din strada Făgăraș se transformă în strada Adrian Minune. Foarte interesant, zic eu. Să ai o stradă cu numele tău? E mult prea interesant, zic eu. Câteva sute de privilegiați au petrecut în noaptea de miercuri spre joi, alături de Adrian Minune. Manelistul a dat un chef gigant cu ocazia aniversării sale de 40 de ani la un luxos salon de ceremonii. Eu revin la politică. Mai e acolo cu Minune? Nu. Eu revin la politică, Radu. Să dăm de-astea micuțe, că revin la politică. Să le pixăm pe oameni, nu? E vorba de un subiect care deja e pe prima pagina tuturor ziarelor, vedem la toată televiziunea și auzim de 5 ori pe zi și o dată seara, știi cum e vorba aia. Robert Turcescu. Și uite, răsfuind... Cu bombele lui, nu? E sau da. Un spion, a făcut sau nu, și toate chestiile astea. Apare și un alt personaj de care vorbeam noi, că a dispărut în presa noastră o expresie foarte des folosită în urmă cu ceva timp, e vorba de baronul de Tellerman. Expresia, despre aia este vorba. Dar de mult n-a mai fost folosită. N-a mai fost folosită, uite, o folosim noi acum. Care o folosește acum. Vicepremierul Liviu Dragnea. Vicepremierul Liviu Dragnea, care iată în evenimentul zilei, vorbește și de piața despre Turcescu. Ne spune Liviu Dragnea, cazul Turcescu este foarte ciudat. Dacă mai sunt și alții să se elibereze. E prima dată cum am văzut titlul, chiar sunt foarte curios. N-am înțeles continuarea. Cazul Turcescu este foarte ciudat, îi dăm dreptate domnului vicepremier Liviu Dragnea și noi gândim la fel. Dar ce vrea să spună, dacă mai sunt și alții, să se elibereze? Aflăm imediat. Cazul Turcescu este unul foarte ciudat, iar dacă mai sunt și alții în situații similare, ar fi bine să se elibereze și ei. Declara astăzi la Târgoviște Liviu Dragnea, președintele executiv al PSD. Ironic, el a făcut aluzie și la o declarație mai veche a fostului președinte social-democrat Mircea Joană, care referindu-se la ofițerii sub acoperire, declara, nici noi nu mai știm câți suntem. Dar cred că a fost o greșeală atunci. Nici noi nu mai știm câți suntem, nu câți sunt. Mi-aduc aminte de declarația lui Mircea Joană, cred că din grabă așa și din euforia asta a politicii, cred că a făcut o simplă greșeală. Dragnea, revenim la Liviu Dragnea, Dragnea a mai spus că speră că astfel de lucruri să înceteze odată cu alegerea lui Victor Ponta în funcția de președinte. A? Îți place declarația? Da, e foarte interesantă. Îți dai seama că e chiar visul lui, nu? Adică dacă câștigă președinția Double V, cu siguranță o să fie președintele partidului, cel puțin, posibil și un ministru sau, de ce nu, viitorul prim-ministru. Dacă câștigă Double V, zic. Foarte posibil, rămâne de văzut. Hai să lăsăm politica deoparte, dar deoparte total în această seară. Hai să revenim la VIP-uri. Băi, Radu, Mihai Rădulescu. Uh-huh.
Ce părere ai tu despre Mihaela Rădulescu? O părere destul de bună. Destul de bună? Da. Nu, Radu, detaliază-ne. Ce înseamnă o părere destul de bună? Păi este o gagică bună. Și despre o gagică bună nu poți să ai decât o părere destul de bună. Da, se potrivește, într-adevăr. Cu Dani, cu combinațiile alea care le-a avut ea, cu plimbările, cu alea, cu alea, părerea mea e că în ultimul timp, din ce am văzut și la televizor și am citit și prin presă, mi s-a părut destul de ciudată chestia aia când a dat cu mâna în cameră, adică ia o vedetă care n-a fost vrea frumos să se mențină vedetă, Mihaela, să fie ok. Nu se face de-astea. Deci te apuci să... și îți doresc să te menții vedetă, să fii în tabloide, să fii peste tot și cu toate astea vrei să ai și intimitate, vrei... Fata mea. Le vrei pe toate, nu se poate. Fata mea, hotărăște-te. Da? Ori vrei intimitate, să nu mai fii vedetă, să rămâi la Monaco, ori dacă nu și când vii în România, comportă-te ca o vedetă autohtonă, adică fă-n așa fel încât oamenii care vor să te vadă, să te vadă, dar cum să te vadă? Prin intermediul televizorului. Dacă nu mai vrei să mai fii văzut la televizor, de ce mai vrei să mai fii vedetă? Doar pentru bani, pentru cheșcherei? Adică nu mai sunt bani acolo la Monaco? Fata mea, nu mai ai bănuți, nu mai ai cash? Sau nu mai îți dă, nu mai cotizează domnul Elan Schwarzberg? Posibil și asta. Din câte știm, are niște probleme cu legea, e plecat pe acolo prin țările alea destul de interesante, cu bombardamente, cu alea, cu alea. Radu, te-am întrebat de Mihaela Rădulescu, pentru că te-am găsit în clicul din această seară un titlu interesant, aflăm imediat despre ce e vorba. Ce o încântă pe Mihaela Rădulescu în fiecare dimineață? Abar n-am despre ce e vorba, dar ce crezi tu că o încântă? Uite. Eu cred că... În fiecare dimineață, deci nu așa câteodată, în fiecare dimineață. Trainer, fostul nostru trainer, Dani. Păi nu se prea potrivește, mai rău, că cei doi nu locuiesc împreună în fiecare dimineață. Să nu uităm, dragul meu coleg, pentru toate astea există, cum se cheamă, comunicarea, nu Facebook. O comunicare, nu Facebook. Nu, tati. O altă comunicare. Am uitat cum se numește, în fine, e ceva gratuit prin care poți să vorbești prin intermediul telefonului sau camerei de luat vederi și vorbești în orice țară pe gratis. Habar n-am cum se numește. Nu știu cum se numește, că nu vine acum în cap. Ai un laps, se mai întâmplă. Da, în fine. Fosta prezentatoare de televiziune, Mihaela Rădulescu, aflăm din clicul din această seară, a vrut să arate prietenilor îmi virtuali. Îmi cer scuze, da, oamenilor, se numește Skype, da? Și n-am nicio cască, da? Deci mi-am adus... Nu i-aș obții nimeni, deci într-adevăr. E da. corect. Fosta prezentatoare de televiziune a vrut să arate prietenilor virtuali imaginile care o bine dispun pe ea în fiecare dimineață la Monaco. Dă-mi voie să ghicesc. La Monaco, stai un pic, deci nu... Deschide vezi geamul și vede marea. Am ghicit bine? Habar nu am. Habar nu am, acum am deschis. Acum am deschis, uite. Părerea mea acum. Pentru că Monaco este o zonă foarte interesantă, unde toți oamenii au foarte mulți bani, toată lumea o duce bine și majoritatea resorturilor sunt chiar pe malul mării. Deci eu zic că e o priveliște superbă. Nu știu. Nu, exact. Nu, că e genial. Fiți da? Atenți, Radu, te rog, te rog. Scrise Mihaela Rădulescu pe pagina, pe rețeaua de socializare. Compasiunea și altruismul sunt cele mai bune medicamente pentru sănătatea emoțională. Există studii care demonstrează că dorința de a-i ajuta pe alții stimulează producerea de imunoglobulină A, un antidot pentru infecțiile respiratorii, de exemplu. Cât despre sănătatea fizică, acolo n-avem decât să ne preocupăm zilnic, Claudiu, de ceea ce mâncăm și de ceea ce ne face să mișcăm cât mai mulți mușchi. Claudiu, scuză-mă, dar ea s-a mutat cumva în Africa? Ce anume? Ea s-a mutat în Africa? Păi nu cred unde, că s-a mutat. Unde poți să simți compasiune decât într-o țară săracă, unde toată lumea o duce nasol? Da, adică nu se potrivește într-adevăr de la Monaco. Acolo vezi milioane, miliarde, iahturi, toate mărcile de mașini, oamenii cu bani, diamante, totul e glam acolo și tu vrei compasiune acolo?
Pentru cine compasiune când toată lumea e exagerat de bogată, când toată lumea o duce super bine? Hai să lăsăm compasiunea, pentru că, din păcate, nu prea, mai rar vedem chestia asta. Nu de alta, dar în vreo 30 de secunde o să ne luăm la revedere. Dar nu vreau să încheiem fără să zic câteva cuvinte despre fotbal. Pentru că mâine avem un mare derby. Mă rog, mare derby era acum câțiva ani, din păcate acum nu mai e deloc mare, nici la propriu și la figurat. Iată un titlu din ProSportul din această seară. Derbiul insolvenței. Ce însemna Rapid Dinamo în urmă cu 15 ani și cum se trăiește acum meciul? Dacă terminăm sub locul 2, dacă terminam sub locul 2, era un eșec. Dănuț Lupu, doar numele a rămas din echipe și din păcate cam așa este, pentru că ambele cluburi sunt în insolvență. Sunt probleme și cu suporterii. Vă spuneam noi la începutul săptămânii, găsim niște titluri interesante prin presa noastră. Claudiu, mai am o știre bombă foarte, foarte scurtă, dăm așa decât un teaser mic. Bombă în showbiz, Nelu Ploieșteanu va deveni tată la 63 de ani. Vezi reacția soției. Soția lui a spus că nu putem să mai aflăm reacția soției, Radu, pentru că trebuie să ne luăm la revedere. Îl lăsăm pe Nelu Ploieșteanu și devine tată la cei 68.000 de, sau cât ai zis, de 63 de ani. Ok, weekendul bate la ușă. Weekend! Luni seara, Radu și Claudiu o să revină aici la 6 TV, 6-6, revenim cu vorba, cu bârfa. Până atunci, un weekend minunat să aveți. Salutare tuturor! Salutare, oameni buni! Salutare, Claudiu! Salutare tuturor!